Cuvânt să oferă Leonid Ilare, președinte al Ligii Democrat-Creștine a Femeilor din Moldova. Dragi surori și frați, mare cuvânt independența, adevărat și exact cuvânt pentru o țară integrală ca Ucraina și inexact primul de mult pentru Republica Democrată Germană, care s-a corijat și a îndreptățit cuvântul unindu-se cu Republica Federativă Germană. Dar inexact întru totul e pentru o bucată de țară ciuntită din toate părțile ca Basarabia. Dar fie, treacă de la noi, așa hăcuiți și dezbinați cum suntem, fără Basarabia de Sud, fără Bucovina de Nord, în fond fără ieșire la munte și ieșire la mare, noi totuși ne decidem să ne declarăm independența. Să vedem ce cuprinde în sine acest neastemuit de frumos cuvânt. În primul rând, integritate teritorială, neatârnare social-economică, neatârnare în relațiile internaționale, nimai vorbind de niște drepturi elementare și absolut necesare, într-un stat suveran, precum securitate și armată națională, vamă națională, transport național. Avem noi măcar ceva din toate acestea, nici pe departe, deși trebuie de remarcat că totuși ceva este, declarație pe hârtie despre suveranitate. Dar noi nu suntem pretențioși și nici nerăbdători. Noi înțelegem că în URSS, din 1940 încoace, a domnit complexul militaro-industrial și că forțele democratice, răsărite în 1985, odată cu așa zisa perestroică, au fost cam înghesuite la perete, fapt dovedit cu lux de amănunte de recentul puci de la Moscova. Însă de acum încolo, ce garanții ne-ar oferi soarta odată cu declarația independenței, pe care, în mod normal, o dorim cu toții? S-ar putea să obținem cele mai elementare drepturi: armată, securitate, vamă, transport, poate și neatârnare socială. Dar integritate teritorială și independență economică pe o pălmușoară de pământ, ca Basarabia, ca Maiba, nu prea îmi vine să cred că le vom obține atât de lesne, fără un ajutor substanțial din partea comunității mondiale și în special a României. Ori, dragi surori și frați, toți în jurul nostru se cam eschivează de a pune problema la modul concret. Ce zici cu Basarabia asta, nimerită pe harta URSS-ului conform pactului Molotov-Ribbentrop? Și ca să vedem, situația noastră e cu totul alta decât a celorlalte republici care și-au declarat independența. Dat fiind că republicile din URSS și-a declarat independența în hotarele lor firești, iar noi ne-o declarăm pe pământuri sfârtecate și într-un neam desfinat, că toată viața am visat independența, e adevărat. Însă noi am visat o independență nu fără mâini, nu fără picioare, nu fără ochi, sau și mai rău, independența unei mâini tăiate din trunchi. Orice țară este un organism viu. Rupe ceva din mădularele ei și nu va mai funcționa normal organismul. Rupe un mădular de la întreg și se va stinge cu încetul. Așadar, nouă românilor din Basarabia, nimeni nu ne va aduce pe talger condițiile sine qua non ale independenței, care sunt integritate teritorială și independența economică, noi fiind legați prin sânge, prin limbă și istorie de organismul integru al țării românești la care am fost rupt. Nimeni nu ne va aduce aceste două condiții inerente existenței noastre de mai departe, fără efortul și voința noastră de a fi. Și aici vreau să menționez că nu trebuie să trăim de la o zi la alta, ci cu ani, să privim un pic în timp, să vedem cum ni se arată Moldova viitorului. Republica Moldova, în felul cum o concep unii lideri politici miopi, care vor să facă politică pe etape, uitând de la mână până la gură, că și peste noapte se poate întâmpla o lovitură de stat, deci unii lideri politici ne sfătuiesc să ne
uităm, doar pe puțină vreme, să ne uităm origine. Să uităm, dragi frați și surori, că suntem români. Și în felul acesta, poate cum obține declarația cu independență în Parlament. Nici o grijă să nu avem. Declarația despre independență, că azi, că mâine o vom obține. Alta e problema, și anume, ce urmează după această declarație. Republica Moldova va fi un fel de stat vasal pentru puterile din Est, un stat artificial, ostatic pentru România și un fel de stat tampon pentru puterile din Vest. Bineînțeles, dacă nu vom lua toate măsurile de rigoare spre evitarea acestui trist denodământ. Care sunt aceste măsuri? Lichidarea nu numai de iure, ci și de facto a consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, adică revenirea Basarabiei la starea ei de până la 1940. Astfel, la ce rost am mai convocat noi conferința internațională în colonia aceasta basarabeană și am purtat pe drumuri atâția istorici, juriști și sociologi de notorietate mondială. Ba am mai ajuns și în Senatul SUA cu problema Basarabiei. Este o vorbă. Nu aduce anul, ci aduce ceasul. Dacă vom fi sinceri cu noi înșine, în privința originii noastre, și ceasul ne va aduce izbândă. Copilul care nu-și recunoaște mama este mancurt. Această minunată floare, independența, pe care voim să o răsădim acum pe pământurile strămoșești, fărmițate, și în neamul dezbinat, și încă sub veghea armatilor de ocupație, această floare, zic, spre a trăi, trebuie sprijinită prin lichidarea regimului colonial instaurat în 40. Ne-am deprins să tot spunem unirea moldoveni, ca și cum cei din Ardeal ar trebui să zică unirea ardeleni, iar cei din Olteni ar trebui să zică unirea.